Răceala, de Marin Sorescu. În distribuție Virgil Ogășanu, Dorel Vișan, Mircea Diaconu, Adrian Pintea, Luminița Gheorghiu, Vladimir Gheitan, Olga Delia Mateescu, Valentin Teodosiu, Eugen Cristea. Regia artistică, Dan Puican. Am o treabă înăuntru. Mă duc la sultan. Nu se poate. Cum nu se poate? Cum nu se poate? Vin tocmai de la coada coloanei. Nu poate că v-ar primi. Tocmai pe luminățiile voastre să nu vă primească. Dar nu prididește. Domnule, nu mi-am văzut comandantul de la căderea Bizanțului. S-au îngrămădit de atunci o groază de probleme. Dumneata știi că Vlad Gheauru cunoaște numărul tunurilor? Știi că știe și cum ne facem noi tunurile? Și cum le facem luminăția voastră? Nu știu, e secret. Dar el știe, ne așteaptă pregătit. Iar noi... Noi ce facem? Liniștiți-vă, luminățiile voastre. Când lucrează luminăția sa, nu poate fi deranjat nici de profet. Dar ce lucrează? Ce? E băgat până peste cap în redactarea tablelor de legi. Să nu mai stăm la remorca justiției grecești, care a nenorocit lumea asta. Grecii în sus, grecii în jos. Oricum, ideea sultanului e mare. Allah să-i dea sănătate. Și atunci... Când îl pot vedea pe sultan? Cum termină cu redactarea tabelor legilor, vă promit că vă veți afla în fața sultanului. Ia spune-mi, ce face? Lucrează. Ziua stă a plecat asupra legilor, iar noaptea îi dă ghes inspirația și scrie ode și gazele. Cum? Cum păi de ode și gazele? De astea ne arde noi acum? Ne arde luminăția voastră. Sultanul zice că islamul a mers departe cu cuceririle, dar a rămas în urmă cu multe, multe altele. Ori asta trebuie să meargă așa, paralel. Paralel. Eu nu împărtășesc opinia asta. N-o împărtășiți? Nu. Vă privește luminăția voastră. Eu o împărtășesc. Luminăția sa este înăuntru? Luminăția voastră, Radu, poftiți, poftiți. Vă așteaptă, stă ca pe chimpi. Ăsta e ăla? Ăsta e Radu cel frumos. El e totdeauna binevenit în cortul sultanului. Păi da, că de-aia n-am parte eu. Eu, care comand armata a 66-a. Nu spune nimic, locotenente, că știu dinainte ce-ți va ieși din guriță. Află că nici nu vreau să-l văd astăzi pe graf umanul de sultan. Tablele lui de legi sunt sub orice critică. Le-am citit soldaților mei și au râs de se țineau cu mâinile de burtă. Mai bine scria marșuri, nu? Marșuri, mă rog. Locotenente, dă-i te rog asta sultanului. Da, luminăția voastră. Ce e firmanul acela pe care îl dai la semnat pașă din Vidin? De Belo Gallico. De Belo cum? Gallico. Ia ascultă, pașă din Vidin. Lăsați-l pe sultan să conducă armata. Nu-l mai tot încărcați cu fleacuri din astea. Bei zadeaua, Radu, e la sultan? Lasă că nici cu ăsta nu mi-e rușine. Are tot interesul să ne prezinte în culori cât mai sumbre situația din țara lui. Că lumea suferă, că așa mai departe, ca să ne zorească pe noi, să-l punem domn și să curmăm durerea. Că așa suntem noi turcii. Unde suferă un om pe glob, hop, și noi cu armata să-i ungem rănile, să dăm coalifie. Nu e bine. Ăsta vorbește de parcă ar fi sultanul în persoană și nu e bine. Domnule, ce curaj au unii și uite că le merge.
Luminăția voastră, tocmai de-aia, când o să vă aflați în fața slăvitului, spuneți-i tot. Eu... tot adevărul. Uite-l că vine, uite-l că vine, uite-l că vine. Înălțimea voastră... Luminăția voastră... Înălțimea voastră, nu v-am văzut de la căderea Bizanțului. Ce voiam să vă spun? Vlad Gheaurul știe de expediția noastră, cunoaște numărul trupelor, al cămilelor, știe până și de ce sex e fiecare cămilă. Iar noi, înălțimea voastră, ce facem? Ce facem? Stăm pe loc! Eu, umbra, dacă nu stăm pe loc, închisă ochiului tău. Locotenente, de ce se vorbește atât de mult în împărăție? Din cauza cafelei. Da? Da. Ah, da, 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 este și asta o explicație. Prea mult caimac. Da. Prea mult caimac și nu e bine. Oh, miele hamite, să am mereu ultimul cuvânt. Luminăția voastră, nu-i mai lăsați să bea băuturi. Ai dreptate, o să-i las să vorbească până la capăt, până la capătul vieții. Dar cei care trebuie să vorbească, tac. Știi ce? Ia cheamă tu astrologul să vedem cine mai învață el. Ha? Unde e? Ce nu vrea să vină? Astrologul e în cer. Unde? În cer. Citește stelele de aproape. Gealatul a interpretat greșit semnul. Ia strânge tu frumușel gealații și citește-le Coranul și pune-i să repete, să le intre în cap odată pentru totdeauna. Hai. Mă duc să le aplic regulament. Stai puțin. Parcă și tu. Ia, vină mai aproape. Parcă și tu te pricepi un pic la astrologie, a? De azi înainte ai să fii nu numai aghiotantul, ci și astrologul meu. Luminăția voastră, să vedeți, nu se poate. Știți, eu n-am școala de astrologie de la Brusa. Lasă că te pricep tu, lasă. Ascultă. Da. Stau cam prost cu albul ochilor. Situația militară e bună, e bunicică. S-ar mai putea face îmbunătățiri, dar nu știu de ce simt așa cum înaintează, așa ca o pată, ca un nor, care se deplasează când mai spre coada ochiului, când mai spre iris. Ha? Să aibă asta vreo legătură cu direcția noastră? O fi ceață în Valahia, deși conjunctura stelelor ne e favorabilă. Da, lasă, scoate-mi papucii. Da, luminația voastră. Și acum să-ți spun eu ce am citit în ochii tăi. Eu am citit în ochii tăi că tu l-ai înlăturat pe astrolog. Știi de ce? Ca să iei locul. Nu, luminăția voastră, nu! Mersese prea departe cu aberațiile. Nimic din ce spunea nu era de natură să încurajeze înaintarea noastră către Dunăre. Da, bine, ia acum uită-te în jos și spune ce vezi. Bătături. Vai, dar cum au evoluat? Să nu afle nimeni ca în bătături. Nici măcar eu, nici măcar Țepeș. În schimb să știe toate popoarele cucerite și încă necucerite că vreau să-mi răcoresc picioarele în Marea Nordului. Da. Mai întâi în Marea Neagră. Marea Neagră facem lac. Lacul dinastiei și atunci am nevoie de ieșire la mare, la Marea Nordului. Genială idee, luminăția voastră, cu o singură condiție. În primele 4 zile să călcați în vârful. Vârful, adică în poante? Da. Și Europa ce mai face? Doarme. Da? Da. Trebuie să fie trecut de miezul nopții. La ora asta lumea civilizată doarme. Și noi de ce nu dormim? Păi... avem grija ei pe cap. Așa este, așa este. Da. Armata se odihnește? Da. Soldații goi pușcă, dorm tun. I-ați disciplinat pentru vreo 3 zecuri. Nu numai eu, și tatăl meu și bunicul meu. Să nu uit, legile la care lucrăm acum
să se numească de azi înainte legile tatălui și ale bunicului meu. Nu vreau să se spună că ne împăunăm noi cu toate meritele. Pașe. Lumineția voastră. Intră, intră, intră. Ia loc acolo pe divan. Da. Am scris o odă. E pentru tine. Eu, umbra închisului tău ochi, Gianai. Cum ți s-a părut? Lumineția voastră, eu am citit din enumărate ori această ultimă producție literară a luminației voastre și am ajuns la concluzia că n-are sens să încercăm să fim originali cu orice preț în literatură. Dragul meu, am impresia că n-ai înțeles metafora. Ochiul lui Allah? Luminăția voastră, metafora. Metafora nu e chiar tocmai nouă. Da? Nu. Important este ca în ceea ce scriem să cădem întotdeauna peste adevăr. Să cădem? Da, să nimerim, adică, dacă vreți, într-o zonă a adevărului, în paranteză fie spus, în situația în care vă aflați, a închina ode lui Allah, este o pură pierdere de vreme. Poți să-mi explici și mie paranteza? A fi Mahomed și a-l linguși pe Allah e ca și cum ai încerca să-ți săruți singur mâna. Eu nu înțeleg de ce nu scrieți despre ce cunoașteți mai bine. Despre cai. Cai? Despre cai. Despre caii care ne poartă acum spre Dunăre. Și dacă va vrea Allah să-l înfrângem pe gheaurul de țepeș, care a tras avangarda noastră toată în țeapă, făcând un fel de pădure macabră în care se coc fructe macabre. Am impresia, dragul meu, că îți dau și ție ghes. Alegoriile macabre. Îmi cer iertare, luminăția voastră, a fost o simplă metaforă. De ce nu scrieți despre cușca în care se află curtea bizantină și pe care o cărăm după noi? Dar de ce să scriu despre lucruri pe care le văd pe geam? A vedea pe geam curtea împăratului bizantin și a pune asta într-o meditație, mie nu mi se pare de colea. Și apoi ce se aude? Se aude vuietul armatei care mărșăluiește rap, 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 nechezatul de cai, comenzi, cântece ostășești. Generații întregi de musulmani trebuie crescuți având mereu sub ochi exemplu degradării unei împărății. Să nimeni calce pe urme. Popoare subjugate, puse sub sceptru unei credințe artificiale, fără comunitate de limbă, de religie, cu interese divergente, se destramă la prima atingere. După 1000 de ani... Ce-ți-e mia, ce-ți-e suta, ce-ți-e anul, depinde cât de tare e șocul. Da. Dar, Vunt, ce i-a ținut pe ei strânși? A? Și care a fost în același timp forța destructivă din interior? Ia du-te tu la bizantini și întreabă-i și pe ei, du-te și spune, domnilor, sultanul nostru e turc și nu pricepe de ce v-a cucerit. Spuneți-mi voi pe puncte cauzele căderii Bizantului. Hai, du-te că mai minerva. Este inutil, inutil. Părerile sunt împărțite și printre ei. Unii nu știu, alții știu, dar nu vor să spună. Să-ți spun eu de ce au căzut bizantinii și au pierdut conștiința unității de civilizație. Poate, poate. Dar eu aș merge mai departe. Lipsa de unitate politică, fărâmițarea în state provincii și ceea ce este mai important, infiltrarea ereziilor. La asta trebuie să veghem noi, da? Să nu ne dezbinăm și să veghem să nu apară vreo erezie, da? Că punem cruce semilunei și nu e bine. A, de ce? E foarte bine. Nu, că îmi place să știi. Vai, îmi place că meditez. Vezi că n-ai insomnii degeaba, vezi? Lăția voastră îi cunosc pe valahi cât de cât se vor apăra.
Sunt în stare să pună un munte lângă altul, să facă zid și să ne tragă în capcană. Există o conștiință a unității, există conștiința că le e amenințată ființa, dreptul de a exista ca popor. Stai, că n-am fost eu atent. Ce spui tu că ar avea Walahii? 1. Centralizarea forței politice în stat de către Vlad Dracula. 2. Conștiința unității etnice. 3. Conștiința că puterea otomană periclitează însăși ființa poporului. Și 4. Relația dintre popor și natură. Au o natură, în luminăția voastră, săritoare la nevoie. Da, dar lasă mai bine să ne întoarcem noi de unde am plecat, la Bizanț. Știi de ce a căzut el? Știi, eu sunt turc și nu înțeleg. Și dacă eu nu înțeleg, înseamnă că nu înțelege nimeni. Așa că să ne înțelegem. Da. Ce i-a ținut pe ei strânși? N-ai paște. Pe noi ce ne ține? Poate religia. Păi, religia, că doar nu necredința. Dar trebuie să mai fie ceva. Ce anume? A? Credința ortodoxă. Așa? Au creștinat barbarii și au făcut prin asta vasali. Le-au luat pământul, le-au dat cerul. Noi le luăm pământul și nu le dăm nimic. Nu. Nu promitem nimic. Nu se poate. Nu se poate, măcar de formă. Noi nu mergem pe concesii. Noi procedăm așa. Mai dăm, mai vreau, mai iau, mai dăm, mai vreau, mai iau, mai dăm, mai vreau. Ăsta trebuie să fie ritmul. Sigur, un ritm interior. Înălțimea se vor revolta. Niciodată. Și apoi avem oameni gata să înnăbușe în fașe orice vorbuliță ne la locul ei. Uite ce trebuie să facem noi. Să aflăm cum luau bizantini impozitele, cum inventau altele noi, că la asta erau neîntrecuți, ce va mă lua pentru pește, ce va mă lua pentru chihlimbar, cum își organizau marina, copiem tot! Un imperiu plagiat? Nu! Libertățile lor nu le luăm! Le lăsăm la o parte și venim cu libertățile noastre. Care este ideea mea? Că până la urmă tot se va face osmoza între împărăția cucerită și cea care se ridică acum. Bine, sigur, trebuie să fim drepți. Da. Că aveau și lucruri bune, nu? Le furăm fără rușine, ni le însușim și bună ziua. Las că pe parcurs le perfecționăm noi. Vai, ce-mi place să discut cu tine chestiile astea. Vezi că mai vine și câte o idee. Dar îmi faceți cea mai mare cinste. Ce-ar fi să ne întoarcem la poezie? Da. Liricul înaintea epicului. Vă sugeram să scrieți despre cai. Despre cai? Despre cai. Dragul meu, eu nu cred că trebuie să spoim odele împărătești cu baleși de cal. Mai bine spune mie, ce nu-ți place ție la ultimul meu vers? Luminăția voastră, eu am priceput că ochiul este Allah. Nu înțeleg de ce vă considerați însă umbra ochiului lui Allah. Dar ce e fals aici? Să nu se supere luminăția voastră. Consider că această ultimă producție literară este completamente ratată. Deși, dacă mă gândesc bine, ar exista câteva expresii, ba chiar versuri întregi bunice. Ia dă-mă încoace să-ți o mai citesc o dată, două aici, că văd că nu ne înțelegem. Așa. Eu, umbra închisă a ochiului tău, geana-i. E tot mediocre, luminăția voastră. Ascultă, pașe, nu cum vrei să spui că mi-ai fi pierdut talentul peste noapte? N-am spus asta, dar vă grăbiți. Mă scalci pe nervi îngrozitor! Ori de câte ori te chem să-ți citesc câte ceva. Eu nu știu de ce n-aia nu te las să-ți comanzi armata ta. Pentru că... mă enervez cu chestia asta aici. Pentru că aveți nevoie de un critic. N-am nevoie de nicio critic, nu mă enervez tot timpul. În stare să discearnă. Da. În altă ordine de idei, v-aș sugera să opriți armatele aici, să nu mai trecem Dunărea. Încercați să consolidați cuceririle de până acum, deschideți școli, încurajați artele. Să faceți să înflorească cultura musulmană în țările gata cucerite, deși dacă stăm să ne gândim bine, nu tot ce cucerim, cucerim cu adevărat. Vești bune! Dunărea e la o zvârlitură de băți. Aerul miroase așa lău, anisetru,
Din păcate, țara românească e ca un buzunar peticit. A fost prădată chiar din interior. Dar cel care aleargă cu cea mai mare însuflețire, cine e? E Beiza de Aradu. Speră un peșcheș și mai gras. Însuși tronul țării românești. E tronul tatălui meu, este dreptul meu firesc. Dar Țepeș, fratele tău, nu e și el fiul tatălui său? Eu nu sunt fiul tatălui meu? Pași, termină! Termină! De ce alta chinez? Tot timpul, tot timpul, știi că nu-i place gluma. Atunci de ce tot... Radu? Da. Spune tu, Radu, hai. Corabia Măriei tale așteaptă în port. Da. Cu tot echipamentul, pentru luptă. Și știți, dacă o luăm așa, de cum a apărut praful de pușcă, soarta artei a fost pecetluită. Cu un tun nimicești tot ce s-a creat mai bun timp de sute de ani. Dacă și luminăția voastră va face la fel, sincer să fiu, n-aș vrea să apuc clipa aceea funestă. Pașe. Da. Această clipă a sosit. Ieși afară. 1462. Să fi început oare declinul criticii? Ieși afară! Am plecat. Mare putere de stăpânire are luminația voastră. Mare putere! Eu, unul, nu m-am putut apropia niciodată de acest individ. E, nu, nu, să știi că a citit, să știi, a citit și a citit mult. A citit, vorbește 6 limbi, știi, ca și mine. Da. Numai că e un spirit destructiv. Păi asta e, asta e. Cu toate că mă face să scriu mai bine. Mai era tot așa un pictor italian. Bellini? Nu, altul, stai că spune acum. Ăsta care era, las că îmi amintesc eu, care tot așa despica firul de păr în patru și pe urmă îl lipea la loc. Dar știi cum îl lipea? De nici nu se cunoștea. Am auzit că acest... Zim, cum îl cheamă pictorul ăsta? Mi-aduc aminte. Ar fi acum la curtea lui Țepeș. Dacă îl prindeți, vă rog să nu-l căsăpiți. Oameni din ăștia care sunt în stare să-și riște scăfârlia pentru niște păreri artistice sunt destul de rar, ca nenorocitul ăsta de Pașe din Vidin. Că în fond cine e el? E un papă lapte de Pașe pus de mine la Vidin și în fond ce e Vidinul? Ce e? Spune-mi ce e? Nu-i nimic! Nimic. E o cetate de paie, fără apă curentă și cu privată turcească. Da. Privată turcească. Da. Vezi? Vezi că azi am așa... Bine, stai aici lângă mine. Stai pe pernă. Da, vino mai aproape. Da. Să știi că azi am chef de confidențe. Ia zi, tu ai iubit vreodată? Păi, tocmai mă gândeam aseară. Am iubit, n-am iubit. E bine, e bine, dar lasă să lăsăm asta. Tu știi de ce tronul țării românești va trece de mâna unui om viteaz în mâna unui om frumos? Dar cine e acela? Radu cel frumos. Luminație. Am scris un poem. Da? Știi, am simțit așa, Radule, nevoia să-ți închin o odă rodul unui suflet cuprins de flăcări. Oare să fii demn de ea? Uite ce mic, ce mic mă simt eu în prezența dumitale. Eu nici nu știu ce sunt acum, o gâză, un fluture învârtindu-se în jurul unei raze. Vezi cum simt așa un avânt spre umilință, poate unde știu creștin și m-ai însuflat spiritul ăsta creator al umilinței creștine. Chiar... ce-ar fi dacă m-aș creștina și eu? Cu împărăție cu tot. Nu merge! Nu merge! Dă-mi-l înapoi! Da, așa e, da, ai dreptate, așa necizelat nu merge, dar măgarul ăsta de Pașe are miros de iapă. Simte podul stricat de la o poștă. Luminăția. Într-adevăr, ceva șchiopătează. Nu știu încă bine ce. Pașe! Cred că am să schimb ultimul vers.
Ce vrei de la mine, omule? Eu venisem să vorbim românește. Am zis că ar fi un român pe aici, de-aia am venit. Nu știu cu ce te ocupi, nu știu. Dar simțeam și eu nevoia să vorbesc cu un român, dar meu. Ești om de arme? Ei, eu om de arme? Nu, no, da. Eu sunt din comuna Pădlăgele, Valahia. Pădlăgele, Valahia. Simțeam și eu nevoia să văd orașe mari, să... Viena, Hamburg. Ești în vântură lume. Eu venisem așa să vorbim românește. Păi, ești cu treabă venit pe aici sau cu ce? Într-un fel, da. Sunt oaspetele sultanului. Și ai nu știi ce zic? Pe ce să zică? Tac, chetit. Tac, mâlc. Dom'le, auzi. Să nu te încrezi în străini. Nu știi ce viață am dus eu. Mi-a spus mie Gheorghe Iordan. Îl știi pe Gheorghe Iordan? Nu. Gheorghe Iordan are prăvălie de țambare la Târgoviște și mi-a spus așa, băi, nu dorința de a cunoaște-te mână, setea de aventură să te ghes. Caută să-ți iasă apusul pe nas, bă, așa a zis și așa a fost. Rău și în apus, rău și aici în Turcia. Nu te-ai acomodat. Ba, eu la ăștia, păi am stat un an la Viena ca un câine de pripas, nu... Cu hoți, borfași, spărgători, scursoarea societății din toată lumea. Dormeam toată șleata într-o baracă, erau putoare și un fric, ca în grești. Dom'le, auzi, nici Iisus Hristos n-a îndurat ce am îndurat eu. Noaptea, borfașii îmi furau perna și dădeau cu ea mine. Mă nimereau afuriziții drept în moalele capului pântuneric. Aveau mâna formată, de la sparger, de la... Păi și de ce? Păi asta-i întrebat și eu. De ce, mă? De ce? Pentru vederile mele. Auziți-vă că aș fi învățat ceva carte? Cică, ei. Bă, ăsta care citești. E mai du-te de te... Și jap cu piciorul gol. Dar pe ce ton? Asta te-și enerva. Asta, bă, asta tonul, ce mai mult mai enerva tonul. Bă, altădată să nu mai faci. Că de la știința asta ni se trag nouă toate. Tot felul de prostii, mă rog, criminali. Uite și de asta nu ne sufereau pe noi ăștia fără pată. Păi și atunci de ce n-ai rămas frumușel acasă? De ce n-ai rămas frumușel acasă? Da. Păi n-am rămas frumușel acasă pentru că... mă rog, la urma urmei, tot mi-a plăcut de mic muzica. Vreau să văd orașe mari, Viena. Viena, frumos oraș. Da. Acolo am spart o gheață, o iarnă întreagă. Treceau ea pe lângă mine în paltoane, în blenuri. Și o spărgeam gheața. Vara mutam scara la vopsitor. Că toată Viena se vopsește. Ai fost la Viena? Bat jocură. Atunci bine ți-a mai zis Gheorghe Iordan. Ăla ești un vântură lume. Păi tu, bineînțeles. N-a fost zi în care să nu-i dau dreptate. I-am și scris, dar nu mi-a răspuns. Cred că a interpretat greșit sfârșitul. Că înainte de cu deosebită stimă scriam eu așa: sfatul dumitale a fost al unui înțelept. Aici, probabil că unii au înțeles că el m-a învățat să, știi, să mă vântur, știi? Doamne, Doamne, ce bine că vorbim românește! Odată era să-mi pun capăt zilelor. Da, am zis la vreo 40 de chile, așa, și le ceseam la un picior. Și în ziua aia mi-am zis, de seară, gata. Stau să iau și banii pe ziua de azi să nu rămână pe mâna lor, dar de seară, gata. Și atunci am auzit lângă mine pe unul care tot așa muncea, și scăpase târnăcopul pe picior. Și ce crezi că zice? Lopter boala! Rămân! Era un flautist. Geniu în felul lui. M-a luat la casă. Și când am văzut că alții sunt mai decăzuți decât mine, ce să-ți mai ai zilele de pomană? Să și le ia ei. Și zi așa. Tot român și el. Român. Și după aia tot așa... Aveam un prieten aici în Turcia. Tot român. Român. Fiind tot scria să vin la el, că nu mai poate, că o să se spânzure. Și mă pune dracu și vin. Și nu-l găsesc. Se spânzurase? Se însurase. Și nevestele, care aveau 3-4 neveste, nu l-au mai lăsat să vorbească deschis și sincer cu mine și... Așa, vezi, m-am ales și cu Turcia, dând la căpuț. Auzi, e bine că te duci acasă. Tot mai bine e acolo. Ăștia păcii n-au suflet. Doamne, dacă m-aș vedea odată acasă.
Și parcă dacă am văzut Turcia știu mai multe. Era la noi unul mai lat, Alexandru. Zorilor, zorilor, voi surorilor, de ce mă zofriți? Văd că te usucă dorul de țară. Hai cu mine acasă. Nu merg, că am auzit că o să fie război. Așa se tot vântură vorba pe aici de câțiva ani. Eu îi știu cât de câinoși sunt ăștia. Mai bine stau cu ei aici. Dacă ești cu mine, nu ți se întâmplă nimic. De ce? Ai vreo trecere la Țepeș? Păi, e fratele meu. Aoleu, ești frate cu Țepeș? Da. Hei, care se schimbă socoteala. Da, dacă merg, cine îmi garantează mie că nu mă taie? Eu să nu mă atingi la slobozenie, că țip. Cine îmi garantează? Sultan. Îmbrăbuditul ăla? Are el puterea asta? Nu. Și apoi ce o să zică Țepeș dacă vine sultanul și mă garantează tocmai pe mine un nepricopsit? Păi, eu o să fiu domnul. Aoleu, stai așa, stai că parcă pricep. Măria ta vrei să-l bați și să iei tronul. Păi da, bine, dar nu ți-e frate? Păi tocmai că mi-e frate, am și eu dreptul. Dacă vrea Dumnezeu să fiu domn și nu mai face pe prostul, te iau cu mine, ca sfetnic. Măria ta, mie-mi plac discuțiile, dar fără urzeli. Și apoi prea văd atâta oaste în jur. Ăștia unde se îndeamnă așa? Păi în țara românească, să-l batem pe Țepeș. Aoleu, eu credeam că vă opriți pe aici. Deci adevărat că o să ne ocupe turcii? Nu ne ocupă, frate, schimbăm domnul și gata, ei se întorc, adică ei fac cana întoarsă. Asta s-o crezi dumneata, ce apucă ăștia, e bun apucat? Spune, mergi sau nu? Nu merg, că mi-e frică. Tu nu vezi cât suntem? Și ce dacă? Mai bine scriem o scrisoare, să ne ierte pe amândoi, și pe măria ta, și pe mine. Am 9 frați mai mici acasă, când am plecat, eu am spus că mă duc la târg. Mama parcă a simțit ceva, mă, să nu te duci, mă, așa departe, că sunt ăștia mici. Și de atunci, de când lucrez la fierărie, le trimit tot ce câștig. La fierărie? Și ce faci acolo? Săbii. Dar sunt proaste. Să nu te încrezi în săbile turcești. Nu le călim, scuipăm pe ele. Păi și tu nu te gândești că săbiile astea o să se întoarcă împotriva alor tăi? Hei, și eu din ce să trăiesc? Și apoi eu sunt la mânere, la încrustat, cum s-ar zice. Adică partea artistică. Am 9 frați mai mici acasă. Dar atunci mama mi-a trimis vorbă și la Viena și a zis, vino mă acasă, că nu se întâmplă mă nimic, mă vino mă că se mărită sorta leana, mă să fii și tu la nuntă, mă că ce zice lume, mă vino. Te fac sfetnic! Măria ta, nu băga oaste străină în țară. Ăsta e un sfat, dacă m-ai făcut sfetnic. Pleacă! Eu de-aia venisem, auzisem că ar fi un român pe aici. Uite, ia buclucurile astea ale mele, hainele de primeneală, și să le dai unui Spahiu, să le dai lui frate meu mare, și dacă nu i-or veni bun în lui, să le dai lui mai dat Alexandru, comuna Pătlăgele, ții minte, da? Iată, ei ați boarfelor și avem și păduchi. Păduchi? Bine, atunci o să rog eu un Spahiu, dar mesile se vorbesc turcește. Mă, ăștia dacă ajung la Pătlăgele, fac salată din toți ai tăi. Nu numai că n-o să-i dea boarfele lui frate tu, dar dacă îl prind, o să-l belească ei și de piele. Aoleu, te pomenesc că o fac. Păi și eu ce fac? Eu venisem să vorbim românește. Am auzit că ar mai fi un român pe aici. Da, venisem. Mahomed ăsta pare om chipzuit. Să mă duc la el să-i spun că de ce ne ocupă? A? Tocmai pe noi? Că nu-mi fi unși cu miere. Dar las că nici Țepeș n-o stai cu mâinile în sân. Ascultă la mine, românule. O să fie prăpăd mare. O să fie prăpăd de pe lume. Bani mare, bani mare. Mânieta, m-am gândit. Mergi cu mine? Merg, dar am un plan. Spune. S-o cârmim spre Viena. Cum? Adică nu s-o ocupăm. Vreau să spun, nu noi, că e greu de întreținut când ne-ar costa... Îl trimitem pe sultan. Din țara românească nu se alege cu mare lucru. Ce să iei, pe cine să dezbraci? Da, acolo. Toți în blânuri, de samuri, femei, în vulpi. Și apoi tare aș vrea să mai văd odată Viena. Și să-i speriolecă pe ea care stau la căldurică și puțin le pasă că noi luptăm.
Să deschidă geamul și eu să le arăt puiul turcesc. Luați-i! I-am adus cazații, lejerie curată, furaje, spălați-vă pe cap cu ei. Tu ai haz. Am, dar vorbesc serios. Eh, facem târgu? La Viena și Dunărea e mai mic, o treci mai ușor. Bine, facem târgu. Îmi dai Viena, îți dau... Nu, nu trebuie să dai nimic, e gratis. Singur am plecat acasă, singur m-aș întoarce. Asta e ideea mea de bază, dacă m-ați urmărit. Parcă păreți cam nervos. Chiar acum am să vorbesc cu sultanul. În ce direcție e Viena? Vine cu și ca... Vă arăt cu mâna. Mă duc să-mi iau poartele, soarele. Cum își pierd unii oameni mințile? Sau mi le-i fi pierdut și eu? Pe el îl doare de satul lui, de mai lat Alexandru, dar pe mine... Tocmai treceam pe aici și voiam să vă dau binețe. S-a nimerit mai bine. L-ai văzut pe omul care a fost la dineori? E un valac. Om de-a lui Țepeș. Cine ar fi crezut? Ce o să se mai bucure gâtea? Hai. Uite, încolo e Viena. Aha. Cam încolo. Femei, muzică. Tu, vină cu mine. Văd că îți plac aventurile. Ia spune-mi, nepoți, n-ai? Ba da, fratele meu mi se pare are câțiva moștenitori, dar de ce întrebi? Așa, de curiozitate. Eram curios să vă cunosc neamul. Două calități ai în plus față de fratele tău. Nu ești viteaz ca el, iar în ce privește diplomația, acționezi ca o cizmă. Ca o cizmă? Ca o cizmă. Eu care vreau să fac reforme? Da. Care doresc să fac îmbunătățiri? Și părba ce-l cunoști tu așa de bine pe fratele meu, Vlad? Da. Are sclipiri. Sclipiri? Genul, inconstant. Poate face și una boacănă, dar de scânteiat scânteiază. Numai să-l vezi în fruntea oastei, ochii fixi, ieșiți din orbite, luminează ca două proiectile. Noaptea nici nu le mai trebuie torțe, felinare. Lasă-l să scânteieze. Va fi cu atât mai ușor de ochit. Și apoi ce? Aia e oaste? Pâlcuri de țărani neciopriți? Nobil de coșareni și alte cătune de paie? Ura lui contra boierilor țării este notorie. Mă mir că nu te-a numit Țepeș ca puchehaie la poartă. Cam puternicit. Te-ai fi priceput foarte bine să-l sapi. Și ai fi luat tronul fără atâtea opintele armate. Știi că eu i-am spus sultanului. L-am văzut de câteva ori pe domnul Valahiei și mi-a impus. Da? Prin ce ți-a impus, mă rog, domnul Valahiei? Printr-un uimitor simț al realității, domnule. Prin marea capacitate de a vedea just proporțiile. E mare și tare. A spus un cuvânt, apoi acela e cuvânt. Nu vorbă. E și foarte bine intenționat. Știe să-și impună voința. Și-am mai aflat încă o sumedenie de fapte de viață și de moarte. Au început să tipărească. Au un tipar. Suntem totuși în anul 1462. Și ce ai mai aflat, mă rog, din Valahia? Informațiile tale s-ar putea să-mi prindă bine. Țepeș e un fel de precursor de la care ar avea de învățat mulți. Băi, am și spus sultanului, umblă, domnule, îmbrăcat în cerșetor cum face Țepeș. Și apleacă-ți urechea la ce boscorodește lumea. Știi că de la căderea Bizanțului la noi săracii mănâncă doar câte un iaurt și pe urmă își fac gargară de ceai de mușețel ca să se dezinfecteze? E menirea măriei tale, zic, să înlocuiești iaurtul cu ceva mai consistent sau măcar interziceți-le gargara. Eu, unul, nu te mai ascult.
un om pe care Europa îl privește cu admirație, pe care îl socotești un fel de zeu și pe bună dreptate, tu încerci să-l prezinți ca pe un naiv, de lăsător. Avem de-a face cu un geniu, un geniu militar. În primul rând, cred în el ca în tata. Dumnezeu să-l ierte că l-a descăpățânat Iancu de Hunedoara. Mahomed al doilea va ajunge departe. Da, nici până la Târgoviște. Nici până la Târgoviște. Dacă se va lăsa înconjurat de oameni ca al de locotenentul. Aș mai spune eu de unul. Luminăția sa, sultanul, vă înștiințează că avem azi la masă găină. Vă întreabă dacă sunteți de acord ca din măruntaie să facem o ciorbiță, iar din rest un pilăfior. Mai dorește să știe dacă și Beizadeaua Radu binevoiește să participe la masă. Pilăfior. Domnule, manierile astea au început să mă calce pe nervi. Să aibă odată curajul de a hotărî singur cum îl taie capul. Să-și asume odată întreagă răspundere de la ciorbă până la război și pace. Să nu-mi trebuie mereu în stânga și în dreapta. Mă sâcâie toată ziua. Da. Și eu ce să-i spun? Pilăfior. Să mănânce ciorbița singur cu Beizadeaua Radu. Că mie nu-mi place ciula maua asta. Eu m-am răzgândit. Nu mai mănânc deloc azi. Postesc. Mi-am luat o carte și mă duc cu ea în harem. Cine are nevoie de mine mă găsește acolo, în harem. Și poftă bună la târtiță. Vă rog să-l castrați pe pașă. Am ordonat. Hai! Când am insomnie seara înainte de culcare, iau un atlas istoric cu puțină apă și atunci pot să dorm și eu liniștit. Cucerești femei, ocup țări una după alta, adun bogății, ei și, la orice nivel, sufletul omenesc e măcinat de imense neliniști. Ca igrasia care pune stăpânire pe un palat cu temelia în apă. Poate iubiți? Toți iubim și toți suntem neînțeleși. Spune-mi și mie unul care a fost înțeles în dragoste. Păi, iată un om demn de invidiat, nimic nu lămoaie. De multă vreme ca o să trezesc în sufletul lui o dramă, să-l fac să mediteze mai mult, să... Poate n-are vocația tragediei. Mă tem că n-are, știe ce vrea și o ține morțiș pe-a lui. Dar nu se întreabă ce va urma după ce totul va fi așa cum vrea el. Știi ce va urma în țara ta după ce va veni în atingere cu armata noastră, cu năravurile noastre? Vom avea o pavăză. Da, și asta, dar nu veți mai avea pavăza voastră. Vă vom lua dreptul de a mă ține propria oaste sub steag. Domnitorii nu vor sta pe tron mai mult de 3 sau 4 ani. Tronul va fi cumpărat de la poartă cu aur. Se va căra atâta aur din Valahia cât să poate duce 600 de cai. Sunteți voi atât de bogați? Dimpotrivă, e o jale. Privește puțin în viitor și ai să vezi consecințele acestui entuziasm al tău. Ce e acum, dacă e așa cum zici tu, nu e nimic. Vom instaura spaima în ziua de mâine. Vom cumpăra boierimea. Vom instaura frica în sufletele voastre. Eu în locul tău m-aș spânzura. Ce facem? Mergem mai departe? Mergem mai departe. Ce vă spuneam? N-are vocația tragediei. Deci care pe care, da? Hai să vedem. Care pe care, locotenente? Turacan Begogli, însărcinatul cu paza Dunării, are să vă facă o comunicare. Luminăția voastră, vasele noastre de pe râul Bosna au intrat în Dunăre. Azi mâine sosesc și cele de la gurile Dunării. Luminăția ta, podul de pe râul Marița s-a prăbușit. Secați Marița. Luminăția, ce e asta? Portiți o scrisoare trimisă de Țepeș prietenului său Matei, regele Ungariei. Poftiți. Ce scrie? Așa să dați și mai află că am tras în țepe 20.000 de turci
în afară de cei care au fost arși sau cei cărora nu li s-au mai găsit capul, spre a fi numărați. Da, e bine. E rău, dar e bine. Adunați oamenii. V-am chemat aici ca să vă anunț de pe această pernă că începând de astăzi m-am lăsat descris. Vă rog să nu stăruiți, hotărârea mea este luată. Nu am talent. Am fost indus în eroare de lingușitori, oameni plătiți să-mi abată atenția de la preocupările mele principale și anume de la conducerea treburilor împărăției. Menirea mea este să cucerez lumea nu cu pana, ci cu spada. Niște prostii, prostii. Cine a spus niște prostii? Pașa din Vidin, i-am recunoscut glășciorul, cu toate că și l-am mai subțiat puțin. Ia vino aici, Pașa, hai, vino, vino, vino în față, hai. Zi. Lumineția voastră, lumineția voastră, nu m-ați lăsat să termin. Niște prostii, dar numai cele din ultima vreme, asta am vrut să zic. Toate și cele dinainte, toate au fost niște prostii. Vedeți? A fost singurul care a avut curajul să mă critique. Singurul care în felul lui a fost un patriot, da? Și ceea ce îmi pare sincer rău este că tocmai pe Pașa din Vidin am dat ordin să-l castreze. Ei. Așa e, Pașa, bine, nu? Așa. Fiți însă liniștiți, l-am pus paznic la haremul meu. De azi înainte am să fiu numai cuceritorul, nu și favoritul muzelor. În privința ideilor mele militare, nu cred că ați avea ceva de obiectat. Îmi permiteți să mă retrag, lumineția voastră. Stai, că n-am terminat, încă mai stai puțin. Aflați că nici viziunea mea militară asupra lumii n-a fost lipsită de fisuri. Dovadă că au fost unii care au criticat-o aspru. Chiar aici, Pașa din Vidin, chiar el zice așa? Că împărăția otomană, să mă corectez dacă greșesc, împărăția otomană e perfectă din punct de vedere militar, dar șubredă din punct de vedere social. Mi-a scăpat vreo idee? Dacă mi-a scăpat vreo idee, te rog să mă ierți. Au fost niște simple sugestii. Oricine le putea face. Oricine le putea face, dar nimeni nu le-a făcut. Numai tu ai avut curajul să mă critici și ceea ce îmi pare sincer rău este că tocmai pe tine te-am forfecat. Nu face nimic. Lumineția voastră. Da, ești modest. Radu. Da. Vino, stai, Radu. Stai, vino aici lângă mine. Pașa din Vidin mai... Ești obosit? Nu. Pașa din Vidin mai susține că noi nu putem să obținem o victorie hotărătoare asupra valahilor. Pentru că adaugă el, valahilor avea o tactică pe care noi nu am studiat unde a ajuns și care ar putea să ne fie fatală. Tactică? Da. Dar și în ce constă, mă gândirat, în ce constă, mă rog, această tactică? Da, ai putea să ne spui, Pașa din Vidin, în ce constă tactică? Dacă împăratul Traian ar fi lăsat ceva scris despre campania lui în nordul Dunării, așa cum a lăsat Cezar, despre luptele cu galii, ne-ar fi fost mai ușor, am fi avut dovezi. Da, adică, cu alte cuvinte, vrea să spună că noi nu o să fim în stare să facem ce a făcut Traian, da? Poate că nu ați înțeles. Dumnealui este împotriva acestor campanii. El mai susține că mult mai bine ar fi să oprim armatele la Dunăre, da, să facem să înflorească cultura musulmană în țările deja cucerite, deși tot el mi-a mărturisit că n-ar prea exista o cultură musulmană. N-am spus asta. Atâtea capete luminate populează istoria literaturii noastre, dar ce să mai căutăm exemple vechi când îl avem pe lumineția voastră aici pe față? N-am înălțat eu moscheia fătii? O minune a lumii. Și atunci de ce spui că... Am greșit. Vedeți? Eu am expus pe larg părerile Pașii Dividii numai ca să vă dați seama că există și puncte de vedere diferite de ale mele. Noi însă trebuie să le studiem cu toată atenția, să tragem toate concluziile, să facem să triumfe adevărul. Dorința noastră a tuturor este prosperitatea în alte porți și în urmărirea acestui țel trecem peste orice orgoliu sau ambiții personale. Ce părere aveți?
Lumineția voastră, nu știu cum se face, dar chiar în acest moment mi-am adus aminte de un filozof grec care în timp ce își scria testamentul spunea: scriu aceasta în fericita zi a vieții, care se întâmplă să fie și ultima zi a vieții mele. Pașe, m-ai înțeles greșit. O să ai încă multe, multe, multe zile fericite și ultime. Lumineția voastră, în fond, mie nu mi se mai poate întâmpla nimic. Tot ce face lumineția ta e genial. Și bun făcut, știu. Și bun făcut. Dar de când ai devenit pașa așa de slugarnic? Înainte erai, parcă erai mai bățos, erai mai, cum se spune, erai mai fudul. E adevărat, eram un orgolios, un înfumurat și cu toate cunoștințele mele nu puteam da roade din pricina femei. Aici așa e, aici așa e. Acum însă, datorită luminăției voastre, sunt liniștit, mulțumit și adâncit în învățătură. Însă vreau să vă spun că în harem lucrurile nu merg foarte bine. Nu, lasă, spune că merg bine. Merg foarte bine. Aș cere în numele supuselor lumineției voastre, cu care eu m-am consultat, o mică reformă. Doresc să li se permită să poarte fusta ceva mai scurtă. Asta, bineînțeles, numai în incinta haremului. Numai în incinta haremului. Tot cu vederi largi ai rămas, pașe Dividin. Bine, se aprobă. M-a uimit purtarea pașei din Vidin, pe care îl știam cu totul altfel. Vlad Dracul, pe care îl reneca frate, angajându-se într-un război continuu contra marului său vecin din sud, ne socotește voința poporului său, dorința sa de pace și de supunere. Pune mai presus de orice niște ambiții personale. Atunci cum se face că nu vine poporul spre noi cu brațele deschise? Știi că am trimis sol să cumpere boierii? Știi că au refuzat? Este de bine, dar țara este pustie. Oștenii vor dezerta din fața invincibilei armate a luminației tale. Vom întâlni numai niște pâlcuri dezorganizate. Țepeș însuși, cine știe în ce gaură se va ascunde. Teamă mie că o să mor pe tronul de la Târgoviște ca pe un maitan părăsit. Lipsește o concepție de luptă unitară. Uite, bă, să nu fie tocmai asta concepția. Socotesc acțiunea lui Țepeș ca pozitivă. Pentru că atâță pofta noastră de cucerire. Nu-mi plac femeile care nu fac fasoane și țările care se lasă cucerite fără luptă. Când vezi tăia capul lui Țepeș, înainte de a-l arunca la câini, să mi-l aduceți să-l sărut. Se pot schimba granițe, oprima popoare, arde cetăți, amesteca limbi, se poate da o nouă înfățișare lumii. După voia și placul lui Allah, lăudat să-i fie numele. Cel mai greu n-a fost să punem piciorul în această lume nouă. Cel mai ușor va fi să-l punem pe celălalt la capătul ei. Ascultați-mă pe mine. Europa e putredă, e lâncedă, e perversă. Se vrea călcată în picioare și ferească Dumnezeu, Dumnezeul lor, să-l batem pe acest gheaur care fie vorba între noi. Ne întrecem vicleșuguri că mâine, poi mâine, ne adăpăm cai în apele acelea din soare apune. Radule, luminația, norocul tău este că mi-ești drag. Ghinionul tău este că o să fii domnul acestei țări pe care o călcăm acum în picioare. Să știi, n-ai să te poți ține pe tron fără ajutorul nostru. Iar noi n-o să te putem ajuta fără ca să turcim țara. Chiar spune-mi și mie, cam în cât timp crezi tu că s-ar putea turci Valahia? Având în vedere că nu prea avem școli, că oamenii noștri sunt cam îndărănici, grei de cap, că limba noastră are altă structură gramaticală și alt fond principal de cuvinte, cam în vreo 23-25 de ani. Eu îți dau ție 5 secole. Domnii mei, iubiți generali,
mă despart în fața voastră de creația mea poetică, dedicându-mi întreaga putere de muncă faptelor de arme. Vreau însă să vă mai citesc pentru ultima oară ultimul vers din ultima mea odă. Și asta ca să-mi iasă din cap odată pentru totdeauna. Eu, ploapa închisului tău ochi, Geanai. Cum ți se pare, pașe din vidin? Mie? Tot ca mai înainte, dar mult mai izbutit, mult mai izbutit. Îmi vine pe buze un cuvânt genial. Mă miram eu să-mi fi pierdut talentul peste noapte. Domnilor, mâine ridicăm tabăra, trecem Dunărea, mâine seară dormim în palatul de la Târgu Mureș. Ei, bine că trecurăm Dunărea. Radule. Da, Lumineție. Asta-i Valahia? Asta. Da. Cărăm după noi cel mai mare tun din lume, unde lovește face o gaură să îngrope o casă. Dar unde este cetatea lui Țepeș? Ăștia au un loc de cetăți garduri de nuiele. Spune-mi, Radule, câmpia asta a fost un fund de mare? Așa se spune. Nu-mi plac fundurile de mare. Mi se pare mie sau se aude ceva? Da, se aude, e o cereadă de vită. Un boi, vaci, l-a păscut. Se vede că le-au lăsat sătenii când au fugit. Dar nu v-a apropiat. Nu v-a apropiat că... Haide, mișcă! Mișcă! Ce e făcut în intent? Cereada era numai de formă. Vaci, manechin! Doar pielea, înăuntru ostașii lui Țepeș, 7 inși în 7 boi. Ia uitați-vă ce zdrahon e ăsta. Abia au reușit să-l prindă. Cine e ăsta? Ăsta este băcarul, ăsta trebuie să fie prostul satului. Da? Deștept și proști în vremuri grele. Ia, aduceți-l mai în față, hai, mai în față. Poate aflăm ceva, veniți, hai, adu-l aici. Neața. Ce zice? Neața, adică bună dimineața. Da. Neața, ce sunt astea, boi sau vaci? Ce sunt astea, boi sau vaci? Vite. Vite, adică vite cum se cade, vite, da. De așa mi le deterăm primire, eu așa le luai, da. Ce planuri aveați, măi? Hai să pați vitele astea, da, dar să se îngrașe, știi că de când cu timpurile astea a ajuns să rănuma pielea și osul. Da, deci, vite, dobitoace. Ce vite dacă erau burdușite cu soldați? Nu. Dar eu nu știam că a intrat în ele. E adevărat, eu a țipi o țăra din aurea și da, când mi le deteră în primire, așa am zis, ră, sunt vite. Da, ci că ia le dule la islas, paștele, ăsta. Și tocmai acum să nimeriți să treceți dumneavoastră pe acolo. Cu săbii, cu topoare, cu... Da, cu săbii, cu topoare, da, cu ce de te Dumnezeu, sigur. Da, mai mult cu topoare, știi? Dar știi ce zic? Eu zic să vă întoarceți de unde ați venit. Că uite, nici măcar nu mai putem stăpâni vitele. S-ar ca câinele la lupul turbat. Ce să le facem? Eu zic că n-aveți ce căuta la deal. Unde? La deal. La deal? Nu sunt munți? Deocamdată sunt dealul. Munții vin după aia. Voiați să-l omorâți pe sultan și pe mine odată cu el. Domnul Radu, nu voiam nimic. Păi ce, eu îmi păzeam vițișoarele. Dar vorba e acum rămâne. Ce le spun eu diseară când mă întorc în sat, că o să mă întrebe oamenii. Mă, unde e cirea? Nu o să apuci să le spui nimic. Mă omorâți? Nu! Noi nu omorâm. Noi jupuim de viu. Și în pielea ta, noi o să băgăm un bou adevărat. Sper că o să încapă. Păi dacă e pe așa... Atunci de ce nu intră chiar luminăția ta? Că ar fi mai nimerit că locurile noastre sunt cu primejdie de... Și eu cred că ar mai rămâne puțin loc și pentru un vițel ca domnul Radu. Tu! Tu în
bou. Nu, nu, nu. Tu în bou. El în bou. Nu, nu. El în bou. Tu un, un bou. Tu nu, în bou. Tu, nu înțelegi, omule. Belicil, belicil, că nu se poate vorbi chiar. Hai, mă, că luminația voastră. Păi bine, mă, omule, mă. Așa se vorbește cu luminația sa, sultanul? Oh, ăsta-i sultanul? Păi ăsta-i sultanul. Dar știi că am și o vițică de-i zice sultana. O, dacă nu mă ascultă, o cruiesc cu bâta. Dai deșteaptă. Păi asta îngrași. Dar ăsta-i turc. Păi ăsta-i turc. Cum o să-ți te îngrași? Radule. Da, luminăția ta. Ca să vezi de ce atârnă soarta omului. Dacă nu erai tu, eu eram un om mort. Pe pământul meu e de datoria mea să vă apăr, luminăția voastră. O bucurie bărbaților când s-o întoarce. Oh, dar nu mai pot, oate! Dacă vine bărbatul meu diseară și mă ia de odihnită... Hai, la muncă, la muncă! Hai. Uite-l și pe ăsta! Nu și-a zis deloc acasă! Toată ziua printre fustele... Hai, zice să nu mai jucați în țestul! Ce? Zice că să face zid! Nea Toma a trimis veste! Ia să-i... Toma? Ce veste? Păi zice că e lată rău cu păgânii. Zice că să puneți pământul la gard. Să facem gard din el? Gard tare, să iasă zid. Zice că să stați ascunse după el și să-i pogniți pe turci. Fetele, eu zic să facem focul și să coacem bolovani. Când vine aia, jap peste gard cu bolovani. Auzi, nebunule. Ce? Nu te mai și spune lui Toma să... Se aducă pe turcii încoace cu moștii. Că aici avem noi grijă. Ei, fraților, ce facem? Pe unde scoatem cămașa? Pe cap! Uite ce e! Vin de la vodă. E amărât, zice că oastea noastră e tare mică. Noi întotdeauna am fost puțin și uite că ne ținem. N-am descurcat și de aici încolo. Capitane Toma, știi ce ne-ar lipsi nouă acum? O vânzare. Mă gândesc că poate vreunul dintre voi are de gând să treacă dincolo la Baș Buzuci. Hai să o spună! Să o spună deschis! Dar eu m-aș duce, dacă aș ști că-i speriu. Toma, învață să fii crud, Toma. Într-o vreme ca asta deschisă tuturor fără de legilor, numai dând exemple groaznice putem stăvili hoția, lașitatea, curvia, minciuna, trădarea. Stai, mă! I-ai luat de la plug și acum le tai avântul cu care se repeziseră spre dușmani. Eu trăiesc printre ei și pentru mine nu-s doar oșteni. Ăsta-i Ion al Floare, ăsta-i Vasile al lui Dumitru al Mic, ăsta-i Gheorghe Trancă, ăsta-i Stan de la dealul mare, are o casă țuguiată acoperită cu șindrilă, o nevastă oacheșă și trei copii. Și dacă au venit cu noi, nu ne-au încredințat numai viața lor, ci și necazurile lor. Da, bine, bine. Uite, o singură pretenție mai am de la voi. Să nu-i cruțați pe vânzători. Noi n-avem vânzători, mă. N-avem ce vinde. Suntem prea săraci. Ce caută turcii aici? Ce le-am făcut? Noi nu facem decât să ne apărăm. Pământ viu care se apără singur. Asta suntem. Exact. E limpede? Așa. Bine, Doamne, mai iute păgânii să ne vărsăm mânia. Câtă fiere am strâns în noi. Uite ce... Porunca măriei sale este să se pustiască totul în calea turcilor. Știm noi totul. Ascultați bine ce vă spun acum. Destupați-vă bine urechile, da? Trebuie să aveți auz de iepure. Să nu miște o frunză în tabăra turcească fără a prinde de veste. Suntem puțini, cumplit de puțini. Trebuie să luptăm și cu
auzul și cu mirosul și cu pipăitul și cu mintea. Dar cu sabia? Abia la urmă. Ordinele măriei sale se execută întocmai de toată populația. Să știi, capitane, că nouă nu ne e teamă de moarte. De câte ori murim, odată murim. Păi și dacă o să-l ucidă? Pe cine? Pe măria sa! Ce duce dracului toată și-a îndrămat? Ascultați la ce vă spun. Băgați-vă bine asta în cap. Măria sa nu moare. Prea are multe de făcut. Nici eu nu mor. Nici eu. Și cu o să scap. Asta e bine, e bine. Ne întâlnim cu toți în fața cortului. Pe măria sa o să-l recunoașteți ușor, da? Și dacă-l prindem pe Radu? Lăsați-l în plata domnului. E un prost. Dacă îl prindea măria sa în alte condiții, îi ardea o pereche de palme și treceau gârgăuri. E, dacă scăpăm și de beleaua asta, fraților, ne punem pe făcut copii, da? Gata, s-a zis cu huzuru, să nu dea dracu, să se nimerească vânul sterb, că... Ce uitați să vă spun? S-ar putea întâmpla ca unii dintre noi să nu mai apuce ziua de mâine. Ne facem cruce și zicem, Dumnezeu să-l ierte. Ce-o fi și cu omul ăsta al meu? Poate nu-l lasă să vândă, să vină la masă. Te pomenești că-l ia și pe măria sa? Păi să știi că-l ia, că mai mâncat odată aici. Aha. Da, da, acela era chiar domnul Vlad. Ia, 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 a scârțuit poarta. Ia, o fi românul. El e. Să știi că el îl cunosc după mers. El e. Îl știu după umblat. Hei, hai să ne ascundem să creadă că ne luară turcii. Vino aici, după ușă. Nu e nimeni în casa asta. Nimeni. Nimeni dacă întârzi atâta. Altă dată nici nu o să ne mai găsești acasă, că ne vălește cineva și ne fură. Cum a fost? Păi, cum să fie? Ne mureau vieții cai. Să stau în apă rece, să te speli. Toarnă, hai, toarnă. Oh. Așa. Veneau mereu peste Dunăre. Grosul oastei noastre îi aștepta la deal. Da, ne-am împărțit în mai multe pâlcuri. La urmă ne-am întors și i-am îngropat pe noștri. Masa e gata de mult. Stai, parcă nu mi-e foame deloc. Aș vrea mai întâi ventuzele. Așa. Ai răcit? Un junghi în șal. Al meu când zicea că are un junghi în șale, chiar avea un cuțit. Păi din asta i s-a și tras de la iatagan. De fiecare dată te alegi curăceală. Dacă îmi pui tu ventuzele, mi-o trece. Locuri sunt ventuzele. Astea știu și eu că trag răceala. Ce e acum mâna? Mă duc să le aduc. Du-te. Ia stai. Parcă mai întâi aș mânca. Ce zice safta că mi-a pregătit de mâncare? Fasole bătută. Nu o să mai fac ventuze în ziua de azi. Lume cu mofturi. Ci că-i leac băbesc. Aia băbesc, nebăbesc. Da, așa și-au căutat sănătatea și tata și mama și le-a mers bine. Veniseră cu alt domn să-l urce pe tron. Azi noapte vodă s-a băgat peste ei în tabără. Așa. Am atacat și noi. Da, prea puțin. Turcii au fugit, n-am putut să-i batem că erau prea mulți. I-am înghesuit noi într-o vâlcea. Și? Atunci cu grosul oastei după mine, m-am pus unul cu o lance. Da, vezi, uite, nici n-am simțit. Asta-i. Sunt încă tânăr. Cât o să mai țină tinerețea asta, ha? Ți-am spus să stai mai deoparte, să dai porunci. Poruncești, poruncești, dar mai trebuie să pui și mâna. Ar trebui să vină și pietrarul. Și de ce să vină acum? În puterea nopții? De ce să vină? Să scrie pe lespedea aia. Ce? Lucrurile astea, dacă nu le scrii, se uită. Vin bătălii noi și se uită cele vechi. Și bine să se știe și de cele vechi. Acum să-i spui pietrarului să scrie așa. În vara lui iunie 19, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am izbit cu păgânii la Oiești. De ce să-i spun eu? Îi spui dumneata. Eu
Poate voi ațipi puțin. Ce faci? Nu te duci să-l chem pe Pietrar? Du-te, Safta. Vezi ce e cu el. Da, da. Mă duc să aduc Pietrarul. S-a dus? S-a dus. Noi n-am prea avut parte să fim singuri. Ziceam și eu așa, să mai stăm de vorbă. Păi, că toată viața ce să facem? Nu să vorbim? O să tot vorbim, da. Dar uite că nu ne săturăm. Dar cum te-ai gătit tu astăzi? Cum să mă gătesc? Mi-am pus și eu salba la gât. Stă bine cu salba asta la gât. Parcă nu știu ce ai astăzi. Vorbești așa, că-mi vine să plâng. De ce să plângi? Nu erai tu făcut să te bați în războaie. Ia să ai. Acum parcă aș pofti o foaie. Da, da. Mă duc să-ți aduc. Păi ce faci? Nu te duci? Să mă întind eu puțin. Tăceți, că e ostenit. Războiul e un lucru greu. S-a întâmplat așa de multe ori. Venea acasă, se culca și murea. Și la urmă se scula sănătos. Odată am tras și clopotele, dar el s-a ridicat a treia zi în capul oaselor și s-a răstit la lume. Duceți-mă că n-am murit. Am fost ostenit. Nu murim noi așa cu una, cu două. Ia tăceți! Că e ostenit. Ați ascultat Răceala de Marin Sorescu, adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Mahomed, Virgil Ogășanu; Pașa din Vidin, Dorel Vișan; Radu cel Frumos, Adrian Pintea; Pânzaru, Mircea Diaconu; Beșleagă, Eugen Cristea; Locotenentul, Valentin Teodosiu; Caftanjoglu, Radu Panamarenco; Văcarul, Doruana; Gherghina, Ruxandra Sireteanu; Vica, Luminița Gheorghiu; Floarea, Delia Nartea; Toma, Vladimir Gaitan; Doamna, Olga Delia Mateescu; Marin Marin, Gheorghe Arcudeanu; Nebunul, Dumitru Chesa; Papuc, Cristian Iacob; Ostașul, Sorin Gheorghiu; Surcanu,